Bună ziua, dragi pacienți! Vă prezint astăzi, cu mare entuziasm, un aparat unic în România. Topograful MS39, care îl avem aici la noi, în rețeaua Dr. Holhoș, este primul aparat din România și acest aparat este un aparat unic. Pentru reușita operațiilor la chirurgie refractivă, este absolut necesară investigația amănunțită asupra corneei. Această investigație se realizează cu topograf în special. Noi avem în rețeaua noastră, cu acest topograf, trei aparate. Primul, topograful Atlas, face harta front-cornea, deci partea din față a corneei, cu discuri placebo. Avem și aparat Pentacam, care face, prin alt principiu, ShineFlu, face posteriorul corneei, investigația amănunțite asupra posteriorului corneei. Acest aparat este o combinație cu discuri placebo și OCT, tomografie corneană de înaltă precizie. Este singurul aparat care integrează hartă epitelială. Este extrem de importantă harta epitelială pentru a diagnostica keratoconusul în stadiu incipient sau pacienții care au riscul de ectazie, adică dacă facem operație laser, să știm ca pacienții să nu le inducem noi o ectazie, o umflătură la cornee. Aceste investigații sunt extrem de importante. Noi încercăm să ținem pasul cu tot ce e mai nou în lume și prin acest aparat ridicăm nivelul investigațiilor la pacienții care au măsurătorile la limită. Sunt cazuri când topografia, Pentacam, ne arată investigații indici pe galben, adică un pic de suspiciune că ceva e în neregulă. Cu acest aparat, cu tomograful și topograful combinat MS39, putem diagnostica cu înaltă precizie pacienții dacă au keratoconus frust în stadiu incipient sau cei care au riscul de a dezvolta keratoconus în viitor. Reușita, cum spuneam, a operațiilor stă în primul rând în investigații foarte amănunțite, să putem ști care pacienți sunt optim pentru operație, să nu cumva să le facem rău. În al doilea rând, aparatura cu care se face operația, laserele, noi avem laser de femtosecunde și laser Excimer de ultimă generație și nu în ultimul rând, bineînțeles, chirurgul care face aceste operații trebuie să fie și pregătit tehnic, să înțeleagă toate investigațiile și să aibă o mână chirurgicală foarte bună. Încercăm să ne ținem la zi noutățile și prin acest aparat este încă un pas în direcția de a avea cele mai bune rezultate posibile. Mulțumim!